Începând de astăzi, cetățenii care doresc să se implice activ în viața comunității au la dispoziție un spațiu în care să se întâlnească și să discute. Este vorba de Cuibul Democrației, amenajat în incinta Bibliotecii Județene Cristian Tel de către un grup de voluntari în cadrul proiectului Al treilea spațiu al cetățeniei active implementat de Fundația Progres. Biblioteca publică dintotdeauna a avut rolul de formator al comunității. Am format târgujienii încă de la vârsta copilăriei. Iată de ce, de data aceasta, ne-am alăturat idei de proiect în scopul de a forma cetățenii în spiritul schimbului de idei, a dialogului constructiv, în a învăța să participe cu adevărat la deciziile care se iau în cetate, fiindcă toți locuim în ea și vrem să fie una mai frumoasă, mai bună și să avem ce să lăsăm urmașilor noștri. Grupul de voluntari ce a amenajat Cuibul Democrației din Târgu Jiu numără 15 membri care au dorit să se implice în viața comunității și în soluționarea problemelor acesteia prin crearea unui al treilea spațiu în care cetățenii să poată dialoga și schimba idei. Al treilea spațiu sună cumva science fiction, dar ca idee poate să fie asta. Important e ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă al treilea spațiu în viața lor de zi cu zi. Omul de la naștere se raportează la spațiul în care există. În primul rând este spațiu familiar, apoi este spațiul, se dezvoltă, spațiu școlar, liceal, universitar sau până ajunge în societate. Societate care, de asemenea, este un spațiu în care mare parte din viața lui se consumă. Între aceste două spații, curios e, mi se pare paradoxal, între, ar trebui să fie un al treilea spațiu în care să se întâlnească individul cu societatea. Mă bucur să fac parte din acest grup de voluntari, deoarece proiectul este și plăcut și util în același timp. Noi suntem un grup de 15 participanți, 15 oameni inimoși, care pe parcursul acestui an o să derulăm o serie, am derulat și vom mai derula o serie de activități foarte interesante. Am accesat această oportunitate pentru că nu numai sunt convins de necesitatea participării active a fiecărui cetățean la cunoașterea valorilor democratice, la răspândirea acestora, cât și la încurajarea acestor valori. Deschiderea Cuibului Democrației va fi marcată prin organizarea a două evenimente. Unul dintre acestea se va desfășura chiar în centrul municipiului Târgu Jiu și le va oferi cetățenilor ocazia de a afla mai multe despre conceptul de cetățenie activă. Mâine seară, grupul de voluntari va ieși în mijlocul cetății. Vom avea întâlnirea cu cetățenii în zona pietonală din centru, unde vom transmite mesajul nostru către cetățeni că existăm, ceea ce dorim să facem și că îi așteptăm lângă noi. În seara de 2 iulie, la ora 18, va avea evenimentul principal de lansare al Cuibului, care am zis noi să fie o seară de teatru, lectură și dezbatere. Proiectul Al treilea spațiu al cetățeniei active este implementat în mai multe orașe din țară. Până în aprilie 2016, la nivel național, vor exista 14 cuiburi ale democrației. E o altă abordare pe care o propune societății civile, aceea de a-și crea mai întâi un loc în care să se întâlnească, un loc neutru, a cultiva valorile democrației și în special valoarea dialogului participativ și non-violent. Cuiburile democrației vor fi gestionate și animate de grupurile de voluntari recrutate în proiect, dar ele vor fi deschise și societății civile. Cetățenii pot avea în sfârșit un loc unde să se întâlnească, să discute probleme ale cetății și sperăm noi în aceste cuiburi ale democrației să fie și incubate inițiative civice care apoi să producă o schimbare în comunitate.